vorbim deja de turiști ruși care vor veni din această vară sau vara viitoare și dacă da, la ce cifre vă gândiți? Da, putem să vorbim deja de turiști ruși. Am văzut chiar eu la noi în agenție, în Mamaia, că toți suntem la intrare în Mamaia turiști ruși anul trecut și am fost eu însămi surprinsă și m-am bucurat. Aseară am aflat de la Hotel Europa că au turiști ruși. În grupul cu care eu plec pe 25 mai la San Petersburg avem Villa Pretty Woman din Eforie, familia Lockman. Au de ani de zile turiști ruși care stau o lună. Vorbesc despre anul 2017 chiar, da? Au turiști ruși în fiecare an care stau câte o lună cu familii, cu copiii la mare. De ce vă tentează turiștii ruși? Ce aduc ei? Aduc mai mulți bani? De ce ruși și nu alte naționalități? Repet, turiștii ruși sunt doriți de orice destinație internațională, sunt foarte buni consumatori, o piață foarte mare. Vorbim de milioane de turiști. Mă întorc la populația orașului San Petersburg, 5 milioane de locuitori și din start ne putem gândi destul de departe. Da, este o piață de care România consider că are nevoie. Sunt turiști care pot veni pe litoral și în perioadele când românii nu vin în vacanță pe litoral din cauza calendarului școlar. Este vorba de lunile mai, iunie, septembrie. Turiștii ruși călătoresc și în aceste luni. Ce interesează hotelul de anumite stele, un anumit tip de restaurant, ce interesează din punctul ăsta de vedere? Nu sunt deosebit de pretențioși, însă caută să fie acel checklist, să fie vorbitor de limba rusă, să fie materiale pe limba rusă, să aibă calitate sanitară. Deci hotelul este secundar în principiu, dar este foarte, foarte important. Este unul dintre principalele obiective din lanțul acesta turistic, dar este în principiu, ei vin pentru România și apoi hotelul este cel care facilitează și oferă plăcerea sejurului. Balneologia, într-adevăr, avea o bază de clienți fidelă. Anual ne puteam baza calendaristic pe turiștii pensionari cu diferite afecțiuni care veneau în Eforie Nord. Aceștia erau chiar și turiștii care umpleau charterele din Moscova spre Sankt Petersburg. De asemenea, produsul principal și cu ce suntem noi asociați cel mai degrabă în Rusia este ca produs turistic excursional. Chiar preponderent, mai important decât produs turistic de litoral, suntem văzuți ca o distanță de excursie și se dorește, chiar dacă se vine la litoral, se dorește o excursie de o zi sau de două zile în Transilvania. Ne străduim să oferim astfel de excursii opționale, insistăm însă și vedem potențialul uriaș al Deltei Dunării, tocmai ca perla litoralului românesc. We are very happy and proud to have supported our Russian partners in organizing this trip to Constanța. Our company, Turkish Airlines, encourages this type of familiarization trips where travel industry representatives from across our network are invited to learn about our in-flight products and services and of course our destinations. What they knew about Romania, what is it for them? As for us, it is important because they speak with our clients, they speak with their clients, and they sell the product, our product. And so there are two things that they know about Romania. It's the Dracula and the Bucharest. So and no one, it's the yes, the most. It was the most, yes, and no, and some. Gypsy, really? So and then, and so just no one. They're everywhere, you know. And no one tell me the sea resort, yeah, the Black Sea sea resort, and so that's why just as we as our work, just we like to. And now, just to suggest for our clients the new destinations, the new possibility, because just the Russian people love to travel, and they just have been to different countries.